Jonathan Rodriguez, bună această pasă pentru Patache, poziție mai bună pentru centrare, gol! Gol, FC Botoșani egalează Keita în minutul 36. Cred că este primul șut pe spațiul porții reușit de botoșeneni, dacă excludem acel șut blocat de Viera din tributul acestei reprize. Pasă foarte bună a lui Rodriguez pentru Patache, iar Keita sprintează dintre cei doi fundași centrali ai Sibiului. Finalizare frumoasă a lui Keita și descătușarea lui Marius Croitoru.